am îngrijorare și dezacordul față de tergiversarea nejustificată a ratificării convenției, precum și la acțiunile unor grupuri și reprezentanți care manipulează opinia publică referitor la așa zisul pericol al convenției și distrugerea valorilor strămoșești și spirituale ale națiunii. Convenția de la Istanbul a fost semnată de Republica Moldova în februarie 2017 și angajamentul de a ratifica convenția a fost asumat public de prim-ministrul Republicii Moldova, ministrul Justiției, ministrul Protecției Sociale. Mai mult decât atât, convenția, subiectul ratificării convenției a fost inclus pe agenda ședinței Guvernului pe data de 11 decembrie și a fost exclus chiar înainte de ședință, fără a avea o justificare. Convenția, de fapt, a fost semnată de 34 de state ale Consiliului Europei, ratificată de 34 de state ale Consiliului Europei. Alte 46 de state au semnat Convenția de la Istanbul. Convenția a fost ratificată de state cu valori patriarhale și religioase pronunțate, cum ar fi Turcia, Georgia, Spania, Slovenia, România, Polonia, de state cu societăți multietnice și multiculturale, cum este Franța, Germania, Austria, de state care au înregistrat progrese semnificative în domeniul prevenirii și combaterii violenței, cum ar fi Danemarca, Norvegia, Finlanda, Suedia. Convenția, de fapt, ce face? Recunoaște violența împotriva femeilor drept o încălcare gravă a drepturilor femeilor, nu doar o problemă socială. Convenția deja este aliniată la toate tratatele și convențiile care statul Republica Moldova și le-a asumat și le-a ratificat. Avem sau nu violență în Republica Moldova, totuși? Și la întrebarea dacă avem sau nu violență în Republica Moldova, ne răspund cele mai relevante statistici, conform cărora 3 sferturi din femeile din Republica Moldova au suferit de pe seama violenței unui partener intim. E vorba de 73%. Dar atunci ne întrebăm care ar fi proporția în statele Uniunii Europene și în cazul dat vedem că este o cifră mult mai joasă. Cea mai răspândită formă a violenței este cea psihologică. Violența fizică, vorbim de 33%, și dacă ar fi să o comparăm cu alte state din Europa, în care sunt doar 20, e important să ratificăm convenția pentru a face astfel ca toți reprezentanții autorităților, societății civile, ca să întreprindă măsuri cuprinzătoare, inclusiv pentru eliminarea stereotipurilor dăunătoare, conform cărora, dacă ne referim la un sondaj recent, 41% din bărbații din Republica Moldova sunt de părerea că sunt momente când o femeie trebuie bătută. Da, avem un cadru legislativ perfect, dar acest cadru nu elimină stereotipurile. E nevoie de măsuri cuprinzătoare, care anume sunt prevăzute de convenție. Și aceste măsuri ar prescrie atât instituțiilor de învățământ programe complexe în care ar fi abordate astfel de aspecte și norme stereotipe negative care influențează negativ rolul femeii și a bărbaților în societate. Adrian, vreau să spunem care este valoarea adăugată a convenției. Prevederile convenției de la Istanbul se bazează și sunt în conformitate cu o serie de acte internaționale deja ratificate de Republica Moldova. Astfel, convenția de la Istanbul obligă statele să asigure protejarea femeilor de toate formele violenței, precum și de a preveni, urmări injustiție și elimina violența împotriva femeilor și violența în familie, conform articolului 1.1. Protecția și a altor victime ale violenței în familie, precum bărbații, copiii și bătrânii. Adoptarea și implementarea politicilor eficace, cuprinzătoare și coordonate. Susținerea organizațiilor neguvernamentale, prestatoare de servicii, care și-au asumat în mare parte rolul statului de a oferi protecție și suport victimilor violenței. Colectare de date relevante și dezagregate, care în prezent sunt lipsă în Republica Moldova. Promovarea schimbărilor în atitudine bazate pe idee inferiorității femeilor sau pe rolurile stereotipe printre bărbați și femei. Creșterea gradului de conștientizare și educație și formarea profesioniștilor. Participarea sectorului privat și mass media în prevenire și combaterea violenței. Și dezvoltarea, susținerea și finanțarea serviciilor de sprijin, care o știm destul de bine, că în Republica Moldova este una lipsă.
Hai, давай. Ратификация!